Am găsit și eu o poziție în care să pun telefonul ăsta. Și e oribilă. am făcut prostia să... Stați un pic, ce scrie? Ah, e bine. Am făcut prostia să beau niște apă, nu tocmai caldă. Nici rece, rece, dar nici caldă fierbinte, nici așa. Și mă cam dore în gât. Ora mie. Și mi-am dat seama acum foarte subit că nu v-am zis neața pe ziua de astăzi. E 8. Ha. Neața. Stau în mașină și mi-aștept colega să mergem la muncă. Și inițial mă pusesem în parcare undeva, în aceeași parcare, numai că toată lumea se uita la mine. La modul eu doar stăteam în mașină și nu făceam nimic. Ascultam doar muzică, de-abia opream motorul, voiam să opresc motorul. Și lumea se uita la mine și eram de-i cu spatele și găsiște alt loc. Nu suport când cineva se uită la mine. Adică nu suport când cineva se uită la mine normal. Adică nu că, vai doamne, filmez, nu. În momentul în care scot camera și filmez, nu, chiar nu mai am nicio treabă. Dar când se uită pur și simplu cineva la mine, degeaba. Deci degeaba, nu înțeleg ideea. În fine, nu suport. Eu nu mă uit la alți oameni, oamenii să nu se uită la mine. Și mi-am dat seama de ceva foarte, foarte important în această lume. Faptul că nu m-am dat cu ceva pe buze. Și de obicei în mașină... În mașină! Mă dau cu ăsta? Nu mă dau cu ăsta, că nu-l consum degeaba mai mult. Ăsta care îmi place foarte, foarte mult de la Essence e nuanța 15. Ăsta e super mișto. E genial. Dar o să mă dau cu gloss. O să mă dau cu gloss! Da. Și teoretic și practic îmi aștept colega din câte v-am spus. Mă dau și cu ruj, îmi pare rău că sunt această neisprăvită, dar trebuie să fiu și simpatică. Pentru colega mea, nu pentru... nu pentru... În fine. Chestia este că sunt destul de obosită pentru că ieri, aseară de fapt, am editat până târziu. Și ce să vedeți, ce să nu credeți, am și postat. Pentru că astăzi, mi-am dat seama azi noapte, de fapt. Pentru că astăzi nu știu când ajung acasă. Chiar nu știu când. Asta e de la Sephora, v-am mai zis, Glossed. E mișto rău de tot. Ideea de bază este că nu știu când ajung acasă. Și e foarte probabil ca eu când ajung acasă să uit. E pentru că sunt această mini uitucă. Am Alzheimer. Doamne ferește. Și vreau să vă zic că astăzi mă duc la muncă, ca în fiecare zi. Doar în weekendul 19-20 o să fiu liberă. Iar în weekendul ăla o să fiu liberă din mai multe motive. Noi suntem o familie destul de tradițională, chiar foarte tradițională în mare parte. Și tăiem porcul. Știu că mulți români nu mai fac asta, știu că o să vină careva să-mi spună că... Tai porcul, șuncă, grăsimi, șorici. După aia te plângi că nu slăbești. M-am plâns mai demult, dar nu mai plâng. He, că am slăbit. Chestia e că suntem o familie tradițională, n-avem ce să facem. Chiar îmi și place. Adică gândiți-vă că eu sunt genul ăla de fată care chiar n-are niciun fel de scârbă față de nimic. La modul, frate, tăie în porcul, dar hai! Aia e, trebuie să mănânci. Și da, este grav să mănânci carne proaspătă și să o iei de la cineva care știi că l-a crescut cum trebuie, în loc să cumperi puiul din comerț hormonat. Da, este foarte grav. Nu știu, prefer să mănânc, vă zic sincer, chestii care chiar sunt... Nu eco-bio, lăsați-mă cu ideea de eco-bio, că m-a enervat de când a apărut, că a apărut de câțiva ani. Pur și simplu mai natural, că eco-bio, nici eco-alea, bio-alea nu sunt ce credeți voi că sunt. Și chestia e că, teoretic, weekend-ul ăla, când o să fiu și liberă, o să muncesc. Bine, îmi place să muncesc la treaba asta, pentru că asta înseamnă că pe 19-20 începem să facem cârnați, începem să facem chestii mișto și bune. Și da, să mănâncăm șorici. Știu că foarte mulți oameni nu mănâncă șorici.
pentru că nu le place așa de mult. Asta ce e drept, da, e, depinde de fiecare. Mie, de exemplu, nu-mi place șoriciu cu sare, mie îmi place șoriciu simplu. Lui maică mea, dacă nu pune tona de sare, nu e bun șoriciu. Ei, alții nu-l suportă deloc. În chestii de genul ăsta nu vreau să mă bag, pentru că acum ține de gustul fiecăruia, pentru că mă gândesc că, uite, eu, de exemplu, am o mare problemă cu ciorba de perișoare. Deci dacă miros ciorbă de... Eu vomit. Deci eu vomit. Dacă miros ciorbă de perișoare, eu crăp. Deci direct, direct. Eu stau numai... numai. De-abia mă mai ridic din pat. Și... înțeleg că sunt mulți oameni care nu sunt ok cu, nu știu, porcul sau chiar cu mielul, mirosul de miel, că vai Doamne, pute, bă, la mine nu pute, nu știu de voi, dar carne de miel, mamă, berbecuț, Dumnezeule, n-ai cum, deci nu ai cum, dacă știi să gătești, nu-ți pute, nu-ți nimic, nimic, n-are cum, deci dacă știi să gătești, nu ți se întâmplă nimic, în fine. Dar uite că sunt unii oameni care, uite cum sunt eu cu ciorba de perișoare. Sunt mulți care zic, frate, ciorba de perișoare e cea mai bună. Eu nu o suport, deci înțeleg. Pe de parte înțeleg. Pe de alta există și căi. Cum eu cu ciorba de perișoare. Pă bune, anatomia ciorbei de perișoare aici. Am făcut maică mea ultima oară ciorba de perișoare și am crezut că mă dau capul de pereți când am auzit asta. Și a zis că fac ce ciorba de perișoare și eram super iarnă ce mânca. Și mi-a zis că nu, fii atentă, fac altfel. A încercat ciorbă de perișoare cu perișoare de pui, cu carne de vită, cu porc, cu vită simplă, porc simplu. Bă, deci toate combinațiile imposibile. Și ce credeți că a făcut? Și că așa se face în nu știu ce regiune a țării, habar n-am, nu mai știu, mi-a zis, dar am uitat. Și că ciorbă de perișoare cu afumătură. Adică este și carne afumată de vită înăuntru și carnea de perișoare gen cu vită, cu carne de porc sau ceva, nu știu, ori cu carne de vită și porc, ori simplu. Am fost sunată, se pune. Stai. Bună dimineața! Ce faci? Ce vreau să facem? Am zis să nu intru foarte ud în mașină, nu da, dacă... Îmi place ploaia asta, că nu e de aia care... E mișto. Omoare, știi? E mișto. Da, mi-a zis domnul, dacă mă duce undeva, să rămână. Să rămână. Ăla cu taxiul, primul taxi de pe dreapta, vă vor de genul. Din seara mea vă duc undeva, cum nu mersi? Nu, am taximetrist pe voi. Zic eu că nu o să am când să editez și să urc clipul. Exact acum s-a întâmplat asta, exact cum am spus. Am ajuns abia acum acasă, am plecat de dimineață, nu mai pot, sunt puțin obosită, ce-i drept. O să vreau să vă arăt ce am cumpărat, pentru că teoretic tot ceea ce vă voi arăta voi da mâine. Deci teoretic nu are când să se uite aceste persoane. Și cel mai important este că dacă se uită fix în momentul în care se vor uita, deja le vor purta. Așa că este bine. Vreau să mai prind și eu laptopul pentru că, na, ar fi o treabă. Am fost la muncă, iar faptul că sunt dată cu rimele astea m-am dat la muncă. Și m-am dat cu ăla de la Size Up și cu sclipiciu este de la Tart. Deci nu e ceva wow. Îmi se păr foarte stufos așa și proaspăt spălat pentru că ești proaspăt spălat. M-am spălat la muncă și, na. Bun, o fac și eu încă o dată o baie pentru că, na. După aia vă voi arăta ce am luat, dar mai întâi o să mănânc și eu pentru că e 5 și eu încă n-am apucat să mănânc nimic pe toată ziua. Și vă dați seama că nu e tocmai în rătăibulă. Da. Și după aceea o să vă arăt și ce cadou avem din Advent Calendar. Yeah. Superb. Bun, ne vedem, cred că, în câteva secunde pentru voi. Stați să opresc muzica.
Deci am mâncat, a făcut mama niște orez extrem de bun. Deci mâncarea mai bună ca maică-mea și taică-mea, nimeni nu face. Deci n-ai cum, deci nu există așa ceva. Înainte de toate vreau să mă eliberez prin ce am, de ce am prin buzunare. Job. Job. Deci gândiți-vă că acum mi-am, mi-am făcut provizii și mai am, pe masă o grefă și mai am și un măr. Mi-am făcut provizii pentru o săptămână. Dar nu le mănânc pe toate chiar acum. Adică o să mănânc, cred că cel mai probabil, aceste mandarine, clementine. Niciodată n-aș știu să fac diferența între ele. Dar asta clar e grefă. Și alălalt clar e măr. Ideea este felul următor. Am făcut, cred că astea sunt mandarine și astea sunt clementine. Mandarină, clementină, nu? Eu așa știu. Poate sunt mai multe soiuri de mandarine și clementine. Ar trebui să întrebăm un om care chiar culege așa ceva, ca să putem să știm clar ce și cum. Bun. În primă fază, dați să le pun aici, că după aia dacă e să le pun și să cadă, nu vreau. Haideți să vă arăt ce cadouri am luat, dar înainte de toate vreau să mă dau cu ceva extrem de hidratant pe față, pentru că s-a minunat maică-mea. Stai să mă dau un pic mai jos. Mai bine. Bun, ca să stau dreaptă, dar dacă stăteam așa cocoșată. S-a minunat maică-mea de ce am pe față, pentru că deci nu am mai avut coșuri așa de nu știu cât timp și vă dați seama că erau, băi, Roxy, era, măi, mamă, n-am ce să fac. Gândiți-vă că eu mă dau și cu zinerit ca să pot să susțin pielea să nu am atât de multe coșuri. Așadar, vreau să mă șterg mai întâi pe mâini cu niște... asta, bine că am deschis asta. Trebuie să iau din asta la muncă. Pentru că știți că eu mi le pun pe astea la picioare, dar are nevoie colegul meu pentru un pacient de-al lui și i-am zis că îi dau una de la mine, că nu mă supăr. Nu de-al, dar toate la mine le-am găsit prima zi, așa că dacă am găsit, de ce să nu și ofer? Bun, deci m-am șters cu niște șervețe. Îmi place mie mult cu miros șervețele astea, un fel de argan, ceva foarte mișto. Și mai am o treabă din asta, să șterg mereu desktop-ul, era să zic, să șterg mereu suprafața asta. Bine, o să mă dau cu crema de la Nivea pe care am primit-o de la Natalia, asta de aici. Mi se pare foarte mișto, îmi place. Și fiind foarte, foarte hidratantă, am zis că am nevoie de un boost de hidratare. Și mâine, de bine că mi-am băgat-o în gură. Și mâine o să, deci vă dați seama câtă cremă pun? Deci o să fac un fel de mască hidratantă, nu că o să pun acum doar cremă. Aș putea să stau ce drept și așa. Mi-ar sta bine, nu? Aici până azi parcă îmi face un bubul ca aia mai nașpa. Da, merge. Deci vă dați seama câtă cremă m-am putut da, pentru că nu se mai poate. Deci am nevoie de hidratare, pentru că eu teoretic dimineața îmi hidratez pielea câteva ore, după aceea sunt nevoită să mă dau cu zinerit ca să pot să susțin curățenia asta de pe piele, pentru că altfel aș fi plină de coșuri. Și știu că mulți dintre voi o să spuneți că nu e bun zineritul, dar este printre singurele produse care mie chiar mi-a făcut bine. Așa că, na. Iar legat de cremă, cum o aplic sau mai știu eu ce, un lucru nu-mi place, să pun crema pe buze. Atât. În rest mă dau cu cremă peste tot. Și să mă dau și... a, nu! Îmi sper că îmi intră în gură dacă mă dau pe buze. Mai ales că eu mereu fac așa și na. Și desigur și pe mâini, pentru că, hei, mi-au... am numai cratere la degete de la... din cauza că mi se iau pielițele. Și cresc pielițele enorm din cauza locului în care muncesc. Și na, mamă, deci acum îmi simt toată fața unsuroasă grav. Dar e bine, lasă că e bine așa. Deci, uite, în zona asta aproape s-a dus totul. În zonele astea, deci, aproape că s-a dus totul în piele. Ceea ce e bine. Bine, vreau să vă arăt, v-am zis, acele cadouașe și să deschidem și ziua numărul 13. 13. Vreau să pregătesc toate astea și să ne fie mai ușurel. Ia să vedem, mamă, ce senzație fresh am acum pe față. Nu știu, e prima oară când simt așa senzația asta fresh. De la cremă. Bine, deci v-am zis 13. Oh, scrie, sunt două rânduri aici. Stați un pic. Bun, deci ceva mai intens, sper să îți placă și să ne mai faci un machiaj. Folosește-l azi în vlog. Oh, iartă-mă. Mâine? Așa. De fapt, nu. Cred că mâine. Dacă îl editez pe ăsta ca să intre mâine.
Mâine mă machiez, că mă duc la o zi de naștere și mă voi machia cu ceea ce îmi face aici. Sau ce îmi dai. Dacă vrei, ăsta nu... Nu e cu reguli? Asta nu e cu reguli. 13. Stați așa. Stați un pic. 17. 14. 19. Mă doare și spatele. 13. Deci avem aici un 13. Bun. Hai să-l deschid acum, aș vrea să-l deschid acum. Deci, ceva mai intens. Sper să-ți placă și să ne faci un machiaj. Folosește la Zin Vlog. Dacă vrei, asta nu e cu reguli. Asta nu e cu reguli. M-ai închis. Deci, clar e ceva de machiaj. Începând de la... Să fac un machiaj. Ar putea să fie ceva blush, bronzer... Ar putea să fie ea. Deci e o chestie rotundă. Dar e o chestie rotundă după felul cum arată. Cred că e un blush sau un broză. Nu e cu reguli. Ce ar putea fi? Eu de obicei bronzerul și blush-ul nu prea l-aplic așa cum aplică toată lumea. Ai zis că pun și pe la ochi, pe peste tot. Dar așa nu știu ce ar putea să fie. Folosește cu reguli. Cred că totuși ar fi un bronzer. Sau blush. Sau iluminator. Ar putea fi un iluminator. Oh, este un blush de la Nuia. Ce frumos e! Și e fix culoarea mea din obraj. Ia stați așa. Stați așa. Acum luăm pe fetița mai micuțe și să reușim să luăm asta de aici. Așa. Are ea și chestia de aia de făcut așa, dar am vrut să fiu sigură că o iau ușură. Wow, ce frumos arată! Wow, ce, mamă, ce idee de poză am cu ăsta așa. Ce tare, tare, tare rău. Bun, arată foarte bine. De mirosit nu miroase nimic, cam așa arată. Ia să iau cu puțin un de pe o petălică ceva, dar n-aș vrea să stric ăsta aici. Uite, o să iau de pe asta de aici un pic. Wow, ce mișto se simte. Vreau să zic că nu este nici prăfos, dar nu e nici cremos. E foarte interesant. Și cum arată? Wow, ce mișto arată! Mamă, pe ăsta îl folosesc bestial și în pliu. Vai, ce tare e! Îmi place. Clar îl voi folosi. Clar îl voi folosi mâine. Promit, 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 promit. Deci, mamă, ce mișto e și mi se pare că... Știți cum se vede pe piele așa? Parcă ți se pare clar că merge. Adică ți se potrivește, la asta mă refer. Bine, dați așa să dau astea jos, să le arunc. Deci mă doare spatele. Și încerc să stau dreaptă ca să, na, să mă chinui mereu, știți cum e? Bun, punem ăsta înapoi, mamă, dar e frumos rău. Îmi aduce aminte de primul meu blush, ăla de la Melchior, stați un pic, că l-am recumpărat de nu știu câte ori, știți că mi-a plăcut tare mult. Și mai am aici, dar mai am foarte, foarte puțin, la modul ăsta. Și nu mă îndur să-l arunc, pe bune, sunt o ciudată. Așa. Nu, ăsta e mai nudie, așa, dar e și un pic mai... Nu este la fel de, cum să vă zic eu, pigmentat. Nu este la fel de pigmentat, dar și duce, da, puțin mai spre nude. Dar, teoretic și pe ăsta, dacă îl blenduiesc un pic, o să arate cam ca el. Da, exact. Cât de tare. Tare rău. Deci ăsta de la Moa e mai pigmentat un pic decât față de ăsta de la Melchior. Bine, ăsta e la Melchior, pe bune, dați-vă și ce mai e pe aici. Da. Săracul de el și-a făcut treaba. Și-a trăit traiul și-a măcat mă la el. Îmi stă mai așa, mai așa îmi stau astea. Ăsta e fashion. E fashion. Fashion rău de tot. Mai și nervează și cred că o să-l desprind mai bine. Ce bine să stai cu părul desprins. De ce e atât de bine să stai mai cu părul desprins? Nu înțeleg. Bun, haideți să vă arăt ce am cumpărat și dacă mai seamă cu părul așa, e clar. Bun, o să vă arăt ce am cumpărat. În prima fază, vă voi arăta ce am luat din Pepco, pentru că sunt mult mai puține chestii și mi se pare că mă sunt prea în jos. Of! Bun. În prima fază, am luat din Pepco și punga, care mi se pare foarte mișto și are zângănele. Da. Are astea aici. Și am luat-o verde. Oare de ce?
Bun. Și înăuntru, o să fiu atentă să dau toate prețurile grijos, să văd dacă mai sunt cumva. Stați așa să pun asta cum trebuie aici. Bine, o să mă uit eu mai drăguț, mai atent la ele. Și îmi place, apropo, că are și chestia asta aici. E foarte, foarte mișto. Bine. Și hai să vă arăt ce am luat. În prima fază, am luat chestia asta de aici. Este un... mi se pare mie... credeam că e ruptă, dar nu, așa era. Este un set foarte mișto, deci miroase genial. A Crăciun miroase. Un set cu o lumânare, două lumânărele și o aromă din aia în care poți să pui bețișoarele astea. Deci aici sunt două lumânărele și aici este aroma. Și deci de aici îl simt. Mamă, deci miroase așa mișto și îmi place foarte mult că are aici testă. Pentru prima oară am văzut treaba asta. Și miroase a scorțișoară și a prăjiturele. De fapt, a prăjiturele cu scorțișoară. Mi se pare foarte mișto și mi se pare un cadou ideal. Chiar mi se pare un cadou ideal. Bine. Și mai aveau încă 3 modele. În niște cutiuțe mai pătrățoase, nu așa hexagonală. Dar mie mi-a plăcut așa hexagonală, cum arată cu negrul ăla, super mișto. Am luat o chestie pentru țigări, pentru că știu că ea fumează, fata la căreia să-i dau chestiile astea. Și scrie așa, Home Scent, sau ceva de genul, Natural, Fresh Linen, sau ceva de genul ăsta. Bă, deci vă știți cât de mișto miroase? Deci, e într-un borcanaj de genul ăsta. Miroase de fresh. Atât de bine, deci, mamă, e genial. Trebuie așa să pun astea aici. Bine, și se uita și bucoana aia în magazin ciudat la mine când am încercat să pun ăsta aia. E ok. Super. Deci mi se pare tare, tare mișto treaba asta. Și am mai luat o chestie. Nature este tot așa un parfum din ăla de cameră. Este Norwegian Oud. Și mi se pare tare mișto că se sortează foarte bine cu punga. Cam așa arată ăsta. Deci e foarte, foarte tare. De pe ăsta nu o să pot să iau prețul în schimb, dar sper să pot să-l șterg cumva. Vedem cum face. O să fie un pic mai greu, dar în fine. O să le iau pe astea de aici, să le dau jos. Deci mi se pare mult prea mișto ăsta cum arată. Aia e chestia, e tot. Chiar mi se pare ok. Și e o idee de cadou pentru o persoană care chiar nu știe ce să iei, pentru că tot așa e cu chestii home deco și persoana respectivă e ca mine, de exemplu. Eu am o grămadă de chestii și de multe ori, în loc să-mi iei ceva, mai bine mi-e ceva... În loc să-mi iei ceva ce crezi tu că poate n-am, mai bine mergi la sigur și mi-e ceva home de genul ăsta care pute mișto și eu sunt cea mai fericită de pe lume. O lumânare, cum ar fi o lumânare. Bun. Și haideți să vă arăt ce am la Kik. Eu am început să refolosesc această punguța mea, foarte mișto. Toată treaba asta de aici este cusută, e cusută, așa. Și îmi place foarte, foarte mult. Mă mănâncă și nasul. Bun, deci tot ce am aici este de la Kik. Nu sunt multe, sunt foarte puține, doar că sunt voluminoase. I-am luat maică-mi ceva și nu mai pot să aștept până la Crăciun. Chit că și de Crăciun am luat deja. Așa, nu o să vă arăt asta pentru că mie să nu se afle și nu aș vrea să stric surpriza. O să vă arăt, cred că, fix în momentul în care împachetez cadourile. Bun. Și i-am luat așa. Știu că îi place foarte mult ceva ce am eu, foarte pufos. Chestia e gri a mea care îmi place mult și mă face imensă, dar nu contează. E frumoasă. Am luat o geacă. De fapt, e tasca asta o pun jos. Am luat un fel de bluză mai degrabă, care are fermoar de sus până jos, ceea ce îmi place foarte mult. Adică, teoretic, mi-e place mai mult asta pentru că are fermoar față de a mea, care nu are fermoar și trebuie să o trag afară de pe mine. Este destul de greu și inconfortabil uneori, alteori este foarte confortabil că nu are fermoar, deci depinde. Bun, deci are așa fermoar, mi se pare foarte, foarte mișto și mâneca este tot așa lungă și îmi place foarte mult că are și în interior puf, vedeți, și în exterior și în interior. Mai aveau bluze care tot așa aveau puf, stai să m-am încălzit, aveau puf, dar doar pe exterior și pe interior se simțea super ciudat, așa, super creepy. Și am zis, nu, chestia aia nu iau, nu. Iar pe asta am dat 40 de lei. Am luat o mărime mare, adică chiar mare, mare, însă mi-am zis că măcar să fie lălâi, pentru că poate îl poartă cu ceva pe deasupra.
Ar trebui să fie 48. Mama poate să poarte și 40 și dacă nu mă șer. Așa că e o destul de ok. Deci, mie mi s-a părut ok, pentru că atâta din cât e ceva gros, e drăguț. Așa, o să-i dau ei pe ăsta și știe deja că o să mă duc să-i le dau. Am luat ceva pentru casă, ceva foarte simplu. Șervețele. Cam așa arată șervețelele, mi se par foarte, foarte frumoase. A costat 3,99 lei și tot așa 3,99 lei. Deci amândouă au fost 3,99 lei, mi se par niște șervețele foarte drăguțele. Mai ales pentru Crăciun și pentru perioada asta. Nu că n-am avut șervețele acasă. Iar șervețelele astea o să mă oblige maica mea să le pun bine, să nu le folosim, să nu le stricăm. Las. Am mai luat o chestie care nu este pentru mine. Dar tind către. Îmi place, nu știu ce, deci de când l-am văzut îmi place tare mult. E un găzdănel de la copii, cam așa arată pe spate și așa arată pe față. Mi se pare genial, are un fermurel aici așa, care și el, care, băi, n-am văzut asta. Deci are un fermoar care înăuntru lui are sclipici. What? Cât de tare! Deci înăuntru lui are sclipici, mă rog, are, sunt și înăuntru lui paiete. Deci asta mi se pare genial. Super. Bun, dați să închid ăsta, văd că se închide destul de ocheiuț. Este un ghezonel pentru Miții, nu pentru altcineva, pentru Miții am luat ghezonelul ăsta. Și înăuntru o să-i pun ceva dulce, un Kinder sau ceva de genul. Așa, și așa arată în interior, dacă avea și în interior sclipici din ăla cu paiete de astea era grav. Bun, și este super basic, are decât două buzunărele, pentru un copil ajunge. Și îmi place tare mult, deci păpânia că m-am văzut, mi-a plăcut așa albastru și îmi place foarte mult și rozul. Mamă, și acum să vină treaba aia. Juing. Deci eu nu le am cu treaba, deci păpâne, eu niciodată n-am fost atrasă de genul ăsta așa de sclipuricici și paiețici și toate cele, că nu prea am fost atrasă, nu de alta, chiar nu prea am avut de ce să fiu atras. Dar cred că așa se face, nu? Mamă, frate, deci îți iau grămadă să faci toată treaba. Cât răbdare să ai! Și nu înțeleg femeile. Am încercat și eu să-mi iau dat un tricou mai de mult, dar, pe bune, nu l-am purtat niciodată. Cum m-a enervat, mă simțeam la așa. Ce mișto se dă aici! M-a enervat paietele. Și paietele astea alte sunt în exterior. Băi, ești nebun, mă simt ca la... zici că dau examen. Ale și pe spate nu mai are. Am uitat o partea asta. Dumnezeule! Cred că o să-i dau așa, știți, adică nu o să-i dau pe albastru, o să-i dau cu smochinile astea roze, așa, pe el. Bă, frate, dar eu am dat pe partea asta. Ha, are și la fund, pui mie. Lasă-l așa. Cam așa arată. Ha, mă rog, ce ciudat arată așa, zici că e luat din Minecraft. Nu știu, mi se pare foarte drăguț rozul, așa că poate să-l facă ea cum vrea ea și cu asta basta. Mie mi s-a părut drăguț pentru un copil. Mai frumos e pe albastru. Ei știu că îi place și rozul și albastru, așa că l-am luat și. Așa. Pe asta o să-l pun deoparte. Și am dat pe el 20 de lei. Așa de puțin? 20 de lei am dat pe el. Bine. Am mai luat o chestie tot pentru mama, care, sinceră să fiu, îmi place foarte mult cum o vine și mie. Și este o bluză, pentru că l-am probat. Este o bluză foarte largă, deci este o bluză extrem de largă, dar vedeți voi, mi se face bine cu ea. Este foarte frumoasă. Este o bluză dintr-un material din asta așa foarte... zici că e raiat, dar e foarte moale și catifelată. Și știu că anul trecut a fost o mare vâlvă cu bluzele de genul ăsta, că lăsau foarte multe scame. Asta aparent nu lasă deloc scame, adică m-am tot făcut așa pe la ea nimic, e foarte calitativă. Și îmi place că are material aici, adică aici e material, de obicei găsești chestii din alea ieftine. E material efectiv, e mișto ideea, e bine. Și pe unul am dat 30 de lei. Deci cam așa arată. Mi se pare că îmi vine foarte drăguț. Vedem cine poartă până la urma urmei, dar tot o să-i dau lui mami și cu asta basta. Așa, iar aici mi-am luat ceva mie. Bonuri. Și ăsta e al meu, v-ați fi gândit că aș fi luat gri, ce drept griul ăsta mi-e vine bine. Tot 30 de lei am dat pe el, da? Tot 30 de lei și cam așa arată. Da, ce drept întotdeauna. Știu că poate pe cameră se vede puțin ciudat, dar
în realitate mie mi stă foarte bine cu gri. E culoarea mea, pentru că am un subton rece. Da, 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 uite, stați așa, e ăsta alb aici. Dumnezeu. Vedeți? Verde și gri. Am noroc că ambele au aceeași, fac parte din, oarecum din aceeași paletă, adică au aceeași nuanță, subton și etc. Pentru că stă destul de ok cu ambele. Dar îmi place foarte mult ăsta, așa că îl păstrez eu pe ăsta gri. Și tocmai ce mi-a zis mama că sper că nu e negru sau gri. Și eram, nu mami, stai calmă că e verde. Deci, este bine. Mi-am mai luat o treabă, că am mare, mare nevoie. Am tot luat termosuri. Și de fiecare dată am avut probleme cu termosurile, pentru că îmi curgeau din ele. Ce să vezi. Și nici nu rezista foarte bine. Așadar, m-am dus eu frumos la Kik și am luat treaba asta. Este o sticlă. Mi-am luat o sticlă de post de termos. Se desface și cu asta basta. Nu mai stai că stai cu dopul, stai că e nu știu ce. Nu, frate, bei și cu asta basta. Îmi place foarte mult cum se înfiletează. Pare de calitate, culoare frumoasă și a costat 20 de lei. 20 de lei, e destul de drăguță treaba asta. Ar trebui să țină, deci are 500 de mililitri, ține 20 de ore rece, 12 ore cald. Eu zic că e destul de ok. Și îmi place că aș putea să pun în el chiar și smoothie, dacă e ceva pentru la vară. Înțelegeți voi? Și voi încerca să dau treaba asta jos, că mâine... A, nu, 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 chestia este că am nevoie, pur și simplu am nevoie, mai ales pentru cafea, pentru că de fiecare dată când îmi iau cafea sau ceva, instant se răcește. Deci în orice fel de termos în care pun, se răcește. Mi-a zis Iulia, colega mea, că la Pepco sunt niște termosuri foarte, foarte ok. Singura problemă e că am luat și eu termos de la Pepco și nu m-a dat pe spate. Bine, acum mai ia cu ceva timp, acum nu știu dacă modelele astea mai noi sunt poate mai diferite. Dar, mamă, ce frumos a luat, fix ultima parte s-a putut. Fix aici, ultima parte s-a luat, atât. Nu pot să cred, vai. Vai! Vai! Gata, super. Super, cam așa arată, super, mie place. E simplă, 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 simplă. Și chestia asta pe degetele mele. Bun, și am mai luat o treabă. Am luat un fular pe care abia aștept să îl desfac de aici și mă voi uita foarte atent dacă are ăsta, prețul pe... Îl are, ok. Și ăsta a fost 30 de lei, cam așa arată. Mi se pare frumos, rău. Și din nou este o idee de cadou. Tot ce v-am arătat acum sunt teoretic idei de cadou, bine? Adică e ok. Și mi se pare foarte mișto. E puțin cam pufoșel, mi-e frică să nu lase pufoșenie din asta așa, dar sper că veți vedea, vedeți chestia asta pe aici așa, dar sper să fie ok. Bun, mai am de luat, cred că unu sau maxim două cadouri și pot să spun că am terminat cu totul în sfârșit. Așadar, e bine. Asta îmi place cel mai mult. I-am făcut cadou. Un termos. Yay. Bun. O să mă ocup un pic de prețuri, de tot ce trebuie pe aici. Și cam atât. Apropo, dacă vă întrebați dacă mai am crema în piele, a absorbit-o pe toată. La cât am pus. Deci vă dați seama cum e pielea mea? Acum, în sfârșit, se simte un pic mai normală. Că în rest, deci gândiți-vă cum sunt dacă sunt pe față așa, da, bari pe toată pielea. Dacă eu consum un tub în 2 săptămâni maxim, un tub de 500. Riscul meseriei. Bun, gata, cam atât am avut de spus. Sunt adorabile. Noi ne vedem data viitoare. Eu mă ocup de tot ce trebuie și mâine chiar mă machiez cu tot ce mi-a dat Natalia deocamdată, cât mai am, cât mi-a adus. Și tot mâine deschid următorul pachetel și vă voi arăta tot. Ideea este în felul următor. Eu cred că o să intre clipul ăsta, dacă nu mă înșel. Stați așa, eu îți dau mic pe mouse. Se vede că sunt obosită, sper că nu. Haide mă. A intrat 11 și nu l-am uitat și pe 12. Nu mai știu.
A, încă n-a intrat 12. Stați un pic, acum am dat seama că e de-abia 5.49. Cât de repede a trecut timpul. Eu nu-mi vine să cred. Bun, da, deci clipul ăsta îl voi edita acum ca să intre mâine. Și teoretic, adică să intre duminică. Și teoretic luni să vedeți machiajul cu ceea ce mi-a dat Natalia. Pentru că asta se întâmplă. Când mergi mereu la muncă și ești pe alergătură și pe toate cele, nu mai apuci să iei în calcul chiar tot. Da. Bun, noi ne revedem data viitoare. Vă pup. Ne vedem.